Înainte de începerea ședinței, doream să fac câteva clarificări cu privire la documentația pe care ați regăsit-o pe birouri, și anume privind motivația votului în ceea ce privește hotărârile ce au ca obiect aprobarea unor documentații de urbanism. În acest sens, vreau să vă aduc la cunoștință că prin ordonanța de urgență a Guvernului 100 din 2016 s-au introdus în mod expres această obligativitate a consilierilor locali de a motiva în scris votul acordat fiecarei documentații de urbanism, indiferent că este de aprobare sau respingere. Uitați și vă reiterez din actul normativ. Consilierii județeni sau locali vor depune la președintele de ședință motivația în scris pentru votul exprimat, prin care aprobă sau resping documentațiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism și care se vor anexa la procesul verbal al ședinței. În acest sens am transmis un set de draft pentru motivare, pentru toate pudurile ce vor fi analizate, urmând ca dumneavoastră să menționați pe acolo unde indică textul votul aprobat sau respins, da? Aprob sau resping, respingere, da? Și motivați. Dacă știu o documentație este aprobată, ca motivare, dumneavoastră o veți regăsi în documentația anexată proiectului, și anume că acesta este în concordanță cu reglementările de urbanism și cu documentația anexată sau cu avizul arhitectului șef și reglementările emise în baza reglementărilor de urbanism în vigoare. Fiecare sau este conform legii. Dacă resping, motivația pentru care respingeri, iar dacă este o abținere, că bănuiesc că a fost și această variantă uzitată până acum, fiecare își va motiva abținerea. Deci acesta este motivul pentru care s-au prezentat acele formulare de motivare a votului. De asemenea, se vor concretiza în hotărâri și cele de respingere. Adică în momentul în care o hotărâre de aprobare a unei documentații nu întrunea cvorumul legal, nu exista o hotărâre. Acum se vor concretiza în hotărâri și cele de respingere, astfel încât petentul să aibă posibilitatea de a ataca ceva. De aici s-a plecat această formulare. Adică atacă hotărârea de respingere sau, mă rog, este bucuros pentru cea de admitere. În fine, deci un terț sau cineva. Mă rog, există și niște propuneri acum de modificare a acestui articol, există în dezbatere publică un act normativ și probabil că se va finaliza într-o formă, zic eu, mai acceptabilă. Adică să motivezi votul pentru... Știți cum că necunoașterea legii nu este o scuză. Ele au fost publicate în Monitor Oficial. Bun, dacă s-a înțeles de către toată lumea, vă salut, bună ziua. Vreau să începem ședința. Prezența, cred că suntem toți cei 27 de consilieri. Avem absențe? Nu, cred, nu. Nu. Ok, deci suntem într-un număr de 27 de consilieri. Pe ordinea de zi avem un singur proiect de la punctul 18 care se, din câte înțeleg, se retrage de pe ordinea de zi. Nu? Și care? Și proiectul 3. Este un aviz favorabil la Consiliul, este o propunere a Comisiei de Transparență de retragere. Așa mai bine atunci. Eu și pot să propună și eu îl retrag sau nu. La care punct? La 3. Ah, cu roful, da. Bun. Bun, deci mai există și la punctul numărul 3 o propunere de retragere din partea... Da? Ok. Bun, atunci... Și eu spun da sau nu. Ok, în regulă.
Bun, atunci supun la vot ordinea de zi în forma redactată cu mențiunea că se retrage punctul 18 de pe ordinea de zi. Domnul președinte, ordinea de zi nu... Procesul verbal de data trecută nu-l votăm? Păi îl votăm înainte. Îl votăm imediat. Înainte de trebuia. Procesul verbal înainte și după aceea votăm ordinea de zi. Haideți să... Cum? În ordinea de zi, teoretic, trebuia să fie la punctul 1. Dacă țin bine minte, trebuia introdus inclusiv votul pentru procesul verbal de la ședința trecută. Deci votăm în totalitatea ei ordinea de zi, inclusiv procesul verbal de data trecută. Dacă îmi permiteți, potrivit legii spune că la începutul ședinței secretarul supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Prin urmare, supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Poftim? Reluăm votul bun. Și apoi se supune la așa ordinea de zi. Aici. Deci, în unanimitate, procesul verbal al ședinței extraordinare de data trecută a trecut. Supun la vot ordinea de zi fără punctul 18. Da. Mai este nevoie de un vot, vă rog frumos. Încă un vot. Da, e ok. Deci ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului Sectorului 2. Comisia juridică. S-a adoptat calificat, da? Timpul foarte bine. Bine, atunci să trecem la vot. Unanimitate s-a votat. În regulă. Încă un vot? Mă scuzați, am și eu ceva de spus, se mai poate? Da, vă rog, spuneți. Am dorit în evaluarea unui candidat să fie o mai mare transparență în procesul de evaluare și... sau niște criterii mai, nu știu, mai clare. Vom evalua
Dacă îmi permiteți, nu este vorba de evaluarea unui candidat, este vorba de evaluarea exact a secretarului unității. Sunt trecut indicatorii de performanță, da? Și dacă dumneavoastră sunteți de acord cu notele pe care le-am acordat. Îmi permiteți, apropo de punctul 2, am dorit, deci suntem de acord, dar am dorit să imediat, cerem o rugăciune doamnei Ioniță, ca imediat ce primește de acum încolo proiectele, să dea drumul și către consilieri, în draft, ca să ne putem informa și să ne punem la punct până la, vor avea loc viitoarele comisii de specialitate cu proiectele care ne interesează. Vă mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc pentru votul și încrederea acordată și vă asigur că de fiecare dată când un proiect este finalizat și semnat, imediat este transmis comisiei de specialitate. Durează până se finalizează proiectul. Nu știu, nu pot să vi-l comunic decât în momentul în care este semnat și de domnul primar. Dar cu siguranță că vom face asta cu mai multă celeritate. Vă mulțumesc. Doamna Ministru, dacă îmi permiteți, noi dorim o transparență mai mare a procesului legislativ. Când se depun proiectele, dorim conform legii administrației locale să fie transmise către consilieri. Când se depun proiectele, atunci dorim să le primim. Nu la sfârșit, când este și raportul de fundamentare, cu 5 zile înainte. Ca să putem să le analizăm așa cum trebuie. Asta e rugămintea către dumneavoastră, dacă se poate. În momentul în care vin proiectele, da, legea spune că ele se vor redacta într-o formă conformă, mă rog, într-o formă care să respecte cerințele legale și nu pot să vă dau un proiect care are o filă, poate sunt numeroase erori în el sau nu se reglementează în mod coerent ceva. Propunerile de proiecte se nasc în urma expunerii de motive. Proiectele se finalizează în momentul în care ele sunt justificate și au un raport de specialitate de la un compartiment. Pentru că eu dacă vă transmit un proiect, mă rog, o idee de proiect a cuiva, iar după care compartimentul de specialitate spune că nu se poate promova din mai multe motive, lipsă de competență sau neîntrunirea condițiilor legale, neîntrunirea condițiilor de legalitate și oportunitate, eu nu pot să vă dau decât niște propuneri de proiecte, niște schițe. Prin urmare, se înaintează propunerile finalizate, după ce acestea îmbracă forma unui act administrativ în conformitate cu legea 24 pe 2000 privind normele de tehnică legislativă. Poate înțeleg că e nevoie de mai mult timp pentru analiza acestuia înainte de ședință. Asta noi stăruim și încercăm și din următoarea lună să fie un termen mult mai rezonabil pentru analiza acestora. Îmi permiteți să zic ce... Să iau cuvântul? Deci, s-a întâmplat în următorul fel. Se întrunea comisia juridică și de-abia la ora 4 și la ora 2 au fost depuse pe site încă 5 proiecte. Deci vă dați seama că noi am votat în necunoștință de cauză. Nu aveai când în 2 ore să citești 5 proiecte. Bun, mulțumesc. Mergem mai departe. Oricum, acest lucru l-am stabilit cu doamna Niță în regulamentul de organizare și de funcționare a Consiliului Local și am găsit o soluție de comun acord ca să... E perfect. Deci, tocmai la punctul 3 avem și în discuție și spre supunere la vot regulamentul de organizare și funcționare, proiectul de hotărâre. Aici am înțeles că dacă dintre consilieri... La punctul 3 suntem. În ședința Comisiei Juridice, toți membrii Comisiei au votat pentru amânarea acestui proiect de hotărâre, întrucât nu au fost discutate încă acele amendamente trimise de către colegii noștri și o să le discutăm cu proxima ocazie. Mulțumesc. O parte au fost preluate, domnul primar, și apreciem acest lucru, dar am vrea să le discutăm pe toate. Sunt de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a punctului 3. Nu. E în regulă. Atunci punctul 3 se retrage de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind constituirea
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, Sector 2, și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Domnul președinte, dacă se poate. Da, da, vă rog, domnul Feroi. Bun, în primul rând îi mulțumesc colegului Mihăilă pentru că m-a pus să citesc legea 350 și vreau să fac și următoarele precizări. Nu știu dacă știți, dar în data de 17.12.2016 a fost modificată printr-o hotărâre de guvern. Bun. Și vă spun că articolul 2 se introduce un punct 2.1 cu următorul cuprins. În sensul prezenței legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații. Activitate de tineret. Orice activitate cu și pentru tineri, al cărei scop este asigurarea participării active și incluziunea a tinerilor în viața societății. În domeniilor de interes pentru aceștia, cu excepția activităților de propagandă politică. În proiectul dumneavoastră, la componență, văd că sunt incluși președinții structurilor de tineret ale partidelor politice. Încălcați, da, termin și după aia vă dau dreptul la replică. Încălcați. Eu dau, domnul Feroi, dacă nu vă supărați. Cu mare drag, da. Și acum clarificăm și Consiliul Consultativ pentru Tineret. Punctul B. Structură consultativă constituită pe lângă autoritățile administrative publice cu scopul de a furniza acestora expertiză în domeniul tineretului. Nu e nevoie de o hotărâre de Consiliu. Acum am văzut că v-ați fundamentat expunerea de motive pe articolul 10, alineatul 2, da? Articolul 10 a fost modificat. Articolul 13 spune în felul următor. Articolul 10 se modifică și se va avea următorul cuprins. Articolul 10. Și dacă vreți vi-l citesc. Nu mai scrie despre necesitatea organizării acestor, cum să vă spun, consilii de tineret. Vi-l citesc dacă doriți. Punctul 3, din motivația dumneavoastră, și pentru că am făcut o cercetare, am fost foarte interesat de acest proiect, trebuie să recunosc, am văzut aici în raportul de specialitate și de informare cele trei asociații care sunt direct interesate. Pot să vă spun că le-am contactat pe toate trei. Una dintre ele, o asociația Oscar cu C, nu există, poate o să capa ar, iar Asociația Tinerii Uniți și Asociația Tinerilor Bucureșteni le-am dat mail și chiar aș dori să văd și eu aici că scrie prin e-mail și înregistrată la Serviciul Secretariat și Relații Publice din cadrul primării Sectorului 2 sub numărul acelei înregistrări. Până în prezent eu vă spun că nu mi-au răspuns la mail-ul de confirmare prin care i-am rugat frumos. Ba mai mult, adresa acestor asociații, una este în, dacă vreți vi le citesc, două dintre ele, v-am spus, a treia nu am dat de ea, mi-a fost imposibil. Una este pe Galea Plevnei. Și concluzie, ce propuneți? Eu? E un amendament, stimate domn, s-ar putea să încălcăm o lege. Trebuie să informăm domnii consilieri. Bun. Aș dori și eu dreptul la vot. Aș dori și eu dreptul la vot. Bun. Am scris domnul Popescu, urmând ca domnul Mihail, apoi domnul Șerpescu. Mulțumesc. Am văzut și eu în Comisia Juridică acest proiect. Îmi pare rău și aici o rog pe doamna secretar să ajungă și la Comisia de Transparență aceste proiecte, pentru că înțeleg din lecturarea regulamentului propus că se vor folosi și bani publici. Ce mă face să cred că nu este un proiect care trebuie votat este că, în primul rând, nu știm câți bani se vor cheltui, pentru că nu este o evaluare a cheltuielilor. În al doilea rând, nu știm de ce trebuie să cheltuim acești bani, pentru că ne putem consulta cu orice ONG, fie că e membru în CCPT sau nu e membru. Nu știu de ce trebuie să punem o interfață între ONG-uri și primărie. Doar de dragul de a cheltui banii publici, cred că acești bani, care, în paranteză, fie spus, nu ne spune nimeni câți vor fi, vedem doar că va avea sediu în primărie, că aici se vor ocupa niște oameni de treburile acestei entități. Noi, deci nici nu știm câți bani se vor cheltui și, în mod cert, banii se vor cheltui degeaba. Acești bani trebuie să meargă în infrastructură, la școli și în alte locuri mult mai utile. Mulțumesc. Domnul Șerpescu, da. O întrebare. Doamna Niță,
Cătălin Șerpescu. Acest proiect, înainte să ajungă la noi, a trecut pe la dumneavoastră? Da? Bun. Dumneavoastră, am înțeles că secretarul garantează pentru respectarea legalității? Da sau nu? Sigur, domnule, deci legea nu interzice înființarea acestui consiliu pe lângă consiliu. Nu, că domnul Feroiu a spus că există pericolul dacă aprobăm. Spuneți-mi dumneavoastră unde scrie expres că e interzis consiliul local să o înființeze. Asupra oportunității și aspectelor politice, discutați deci și vă legea, domnul Feroiu. Această hotărâre respectă legea. Haideți să vă spun, în caz că nu v-am citit articolul 2.1, mai citesc o dată. E vorba de implicații politice. Odată un proiect a ajuns aici, cineva garantează pentru el că respectă legalitatea. Că a fost în decembrie, dar că a fost... Eu acum a venit, dacă venea în ianuarie și să modifica legea, doamna Niță nu mai răspundea pentru legalitatea lui? Să înțeleg că mă certați că v-am adus ceva la cunoștință? Nu, eu vă întreb, nu mai știu cine are dreptate, dumneavoastră sau doamna Niță? Asta e singura problemă. Nu e treaba mea să-mi dau seama cine are dreptate, v-am spus despre ce este vorba. Asta, păi vreau să votez în cunoștință de cauză, nu sunt în comisia juridică. Este contrar legii așa cum este sau a ceea ce apreciați dumneavoastră? Bun, spuneți ce s-a modificat. Da, domnul Mihai, litera C. Spuneți-mi cum s-a modificat articolul 4, litera C. Doamna Niță, da. Dacă îmi dați voie, vă rog. Domnul Feroiu are o 5% dreptate, să spun acolo. Proiectul meu a fost depus conform legii în vigoare în septembrie. Dumnealui a spus că există un update făcut de curând. Da? Ok. Corect. Da? Eu nu mai am apucat, nu mai am cum să intervin aici. Retragem în acest sens, propun spre aprobarea dumneavoastră acest proiect, cu amendamentul să retragem partea politică. Da? Pentru că s-a modificat legea în decembrie, despre asta se vorbește. Despre asta este vorba, altfel, iar legat de bani, domnul viceprimar, v-am auzit și de lapidare. Acolo nu trebuia să-i deborne adesea. Acestea ce se va dacă... lucrurile de lapidare și despre... Spuneți-mi ce articol spune despre bani în... Dacă vorbim la general... Cel mai bine ar fi ca să facem 5. Amendament pe acest articol. Domnul Beldeanu, două secunde, după domnul Popescu. Articolul numărul 5 din regulament. Înscrierea în CCPT se va face prin adeziune scrisă depusă la Registratura Primăriei Sectorului 2, Secretariatul CCPT. Cum descrieți acest punct? Va fi un să mai modifice regulamentul, domnul viceprimar. În cadrul primăriei o să fie secretariatul CCPT? O să aibă o cameră sau un om? Cum? O rubrică? Regulamentul este făcut în septembrie. Ceea ce am făcut eu în septembrie a fost vă modificat. Întreb altceva, nu este legat de implicarea politică. Îmi dați voie să răspund? De cheltuirea banilor publici. Dacă îmi dați voie să răspund, vă rog. Altceva. Altfel, dacă ținem, vă rog, spuneți dumneavoastră până la final și v-am citit articolul 5 scris de mânuța dumneavoastră. Nu este scris de mânuța mea. Dacă o să observați, ce am făcut eu oficial diferă de regulamentul pe care a fost propus de către primărie. În altă ordine de idei. Ok. Spuneți-mi ce anume doriți dumneavoastră cu articolul 5. Ce contravine? Că n-am înțeles. Ei, vin mai citesc o dată, poate n-ați fost atent. Înscrierea în CCPT se va face prin adeziune scrisă depusă la Registratura Primăriei Sectorului 2, mă rog, PS2 asta înseamnă, nu? Secretariatul CCPT, conform modelului prevăzut în anexă. Deci, în cadrul primăriei va fi un secretariat al acestei instituții? Vă întreb. Nu, secretarul există, secretariatul primăriei există. Păi nu, secretariatul CCPT scrie. Da, se va face și se va organiza... Cum se va face? Cine plătește? Dacă îmi dați voie. Păi vă întreb. Secretariatul se organizează din membrii Consiliului. Nu există un secretar pe care primăria să-l delege aici. Se întâlnesc, își vor vota la fel ca și în comisii, un secretar, un președinte, asta este propunerea. Dacă citeați întregul proiect, vă dădeați seama și vă prindeați imediat. La sunt sigur că sunteți primării mai inteligent decât atât. Domnul președinte, dacă deci îmi scrie la secretariatul, vorbim de Registratura Primăriei Sectorului 2. Dacă îl faceți orice document privat, care trece prin primărie și trece prin registratură. Dar ce treabă are primăria cu CCPT-ul? Este un consiliu consultativ. Păi faceți-l acasă la noastră. Deci am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Haideți să concluzionăm că nu lungim prea mult. Sau mai sunt două persoane înscrise la cuvânt, domnul Beldeanu și domnul Alexandru. Am precizat că colegii noștri, dacă au amendamente asupra paragrafelor sau proiecte sau articolelor din acest proiect, le pot formula, clar. Mulțumesc.
Dumnezeu. Da, domnul Alexandru, vă rog. Doamna Maniță, toate aceste probleme apar pentru că inițiatorii proiectelor nu vin în comisii să-și prezinte proiectele. Am rugămintea la noastră pentru proiectele care ajung în comisia de juridică. Puteți să delegați pe cineva de la departamentul juridic să vină să le prezinte? De acum înainte? În cazul colegului nostru știu că la comisia juridică l-am cerut. Trebuia invitat la comisia juridică. Atenție, n-am fost invitat, domnul viceprimar, da? Nu am fost invitat. Nu știați că urmează să fie discutat proiectul nostru? Știam, da. Și atunci? Conform legii, proiectul meu a fost depus în decembrie, în septembrie, da? A stat în dezbatere publică, știți cât? Da? Mai mult decât a trebuit. Atunci nu mai trebuia să intre în dezbatere în nicio comisie, ca să știți. Dumneavoastră ar fi trebuit să veniți să vă susțineți proiectul. Încă o dată, eu vi l-am trimis în momentul depunerii pe mail. L-ați primit, nu am primit niciun feedback din partea dumneavoastră. Corect? Eu am participat la comisie și am întrebat și n-a fost anunțat. Adică, am fost de față. Două secunde. Dar acum am întrebat... Legea spune că dacă stăm mai mult de 30 de zile în dezbatere publică, nu trebuie să mai treacă prin nicio comisie. Da, eu știam că intră în... Discutăm foarte mult pe lângă subiect. Vă pun o întrebare foarte simplă. Credeți că este necesar să cheltuim din banii publici bani pentru acest lucru? Măcar un leu? Da, având în vedere că trebuie să aducem tinerii către primărie de unde și să se implice. Să luăm acești bani? De la școli, de la spații verzi? De unde vreți să luăm pentru acest CCPT? Deci să înțeleg până la urmă cei 10 lei sau cei 2 lei. De unde doriți să luăm banii? De la ADP. De la ADP? Da. Mulțumesc. Putem să luăm din contractul de 300.000 de euro. E mai ușor. Vă mulțumesc. Eu am pus o întrebare, doamnei Niță. Deci puteți de acum înainte să delegați la comisia juridică pe cineva să prezinte proiectele? Prezentarea proiectelor se face de către inițiator. Păi în cadrul inițiatorului, în cazul este domnul primar. Am înțeles că inițiator aici, uitați, nu, inițiator în cazul ăsta. Este un caz particular. Majoritatea vine la domnul primar. Și toate aceste probleme apar pentru simplu motiv că inițiatorii nu vin să-și prezinte proiectele. Vin târziu și nimeni nu le prezintă. Deci, sunt directorii structurilor din compartimentele de restori care promovează aceste proiecte și care se prezintă la comisii. Este înscris și știu că toți colegii vin la comisie atunci când sunt chemați. Deci, de data aceasta n-am văzut pe nimeni. Nu pot să trimit un jurist, da, și să susțină și de mii de proiecte care aparțin altor structuri. Haideți să încheiem... Ca atare, ca să încheiem această discuție care nu duce către niciun rezultat, propun amendamentele domnului Silviu Feroiu, practic, să retragem din ale indicarea dumneavoastră, politică. Îmi pare rău. Ale mele. Îmi cer scuze, domnul... Deci, practic, amendamentul retragem fi... partea cu politic, președinții partidelor exact, de la tineret, exact, organizații exact, de tineret, exact, și rămâne și... integral în formula exact, fără restul acel paragraf. Vom supune... Bun, supun la vot atunci în... Menționez că avem un proiect 16 astăzi care îl vom aproba și unde este vorba tot de colaborarea tinerilor cu primăria, susținerea tinerilor de către primărie. Și de ONG-uri, cât și persoane fizice. Da? Deci facem o paralel, un alt regulament. Bine, deci supun la vot punctul 4 cu amendamentul... Bine, ajungem și la punctul 16. Deci supunem la vot punctul 4 în forma pe care am discutat. Încă 3 voturi, vă rog. Cătălin.
atunci dacă mă asculți, trece. Încă un vot? Deci avem 11 voturi pentru, împotrivă 8 și 8 abțineri. Pare rău, a picat acest proiect. Mergem mai departe, punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere asupra impozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București. Antea, da. Avizul a fost favorabil în... Mulțumim. Se cere, da. Aș vrea să iau și-o cuvântul, dacă îmi permiteți. Am următoarele întrebări. Câte terenuri și câte clădiri sunt în această situație? Vorbim și de clădiri. Aș dori eu un inventar. Acum știu că e vorba despre clădiri, dar urmează și terenurile. Și alte amendamente. Creșterea impozitului nu rezolvă problema în sine. Nu are sens să există o legislație diferită între sectoare, adică în funcție de sector. Legislația e aceeași, nu se schimbă. Doar poate taxele eventual se fixează. Da, sunt diferite. Deci Primăria Capitalei are altă taxare. Primăria Capitalei aprobă nivelul taxelor și impozitelor la nivelul întregului municipiu. Deci nu sunt aprobate taxe diferențiate la sectoare. Supraimpozitarea de 500% este prevăzută în codul fiscal valabil pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din țară. Obiectul de reglementare al prezentei hotărâri este tocmai solicitarea către Consiliul General, ca fiind autoritatea competentă să stabilească nivelul taxelor. Și dacă va stabili pentru toate sectoarele, dacă vrea 500, dacă nu 100, în fine, va lua o măsură în acest sens. Prin hotărâre se solicită Consiliul General, nu se aprobă o supraimpozitare de către Consiliul Local Sector 2. Cadrul legal actual este suficient. O extinderea cadrului legal nu rezolvă problema în sine. Domn președinte, dacă și, înainte de a impozita cetățenii, a trebuit să dăm niște soluții în care să-i ajutăm să-și repare fațadele clădirilor sau să-și curețe terenurile. Exemplu. Și scutim de impozite pe cei care fac sau să le diminuăm impozitele. Puteți să depunem amendament să scutim un om un an de zile dacă el dovedește că deja a avansat un proiect pentru reparația clădirii? Domnul primar, dacă... Ultima săptămână s-au transmis pentru clădiri neîngrijite un număr de aproximativ 400 de somații și mă refer numai la cazuri în care există pericol de prăbușire, atencuierii. Am avut o situație chiar acum, da, săptămâna trecută. Cu terenurile neîngrijite, asta e răspunsul la prima dumneavoastră solicitare, dacă există un inventar. În permanență și pe parcursul anului 2016 am solicitat de la Poliția Locală și de la Direcția Urbanism să-mi transmită aceste date. În permanență apar, în permanență avem probleme cu depozitări necontrolate, acei proprietari de terenuri și unele terenuri sunt foarte, foarte mari, nici măcar nu binevoiesc să îngrădească respectivele terenuri. Sunt de asemenea probleme cu persoanele juridice care dețin aceste terenuri și le lasă în paragină. Impozitul este stabilit de Primăria Capitalei în fiecare an și este unit la fel pe toată raza
teritorială administrativă a municipiului București, deci pentru toate cele 6 sectoare, noi vorbim de o supraimpozitare pe care o solicităm către PMB în situații, haideți să spunem, ați văzut, e și un regulament cu un punctaj, nu o să abuzăm în niciun caz de acest lucru și da, există posibilitatea ca în momentul și atenționării respectivului proprietar, în cazul în care începe să ia măsuri, normal că nu va fi supraimpozitat. Referitor la măsurile și modul în care sunt sprijiniți proprietarii de imobile, în special de condominii și locuințe, există o serie de facilități fiscale care sunt stabilite prin hotărâri de guvern și sunt sprijiniți în sensul ăsta. Dar cum va proceda poliția locală cu clădirile aflate în proprietatea primăriei capitale, aflate pe teritoriul sectorului nostru? Nu. Primăria capitalei, în situația în care deține astfel de imobile și care nu sunt revendicate sau sunt în anumite situații juridice complicate, va fi somată să le repare în același mod. Singura problemă că, într-adevăr, dânșii nu suportă acel impozit, dar dacă există chiriași în acel imobil, Primăria Capitalei va trebui să repare. Și mi se pare foarte corect. Bun, deci supun la vot punctul 5 de pe ordinea de zi. Încă 2 voturi, vă rog frumos. Da. Deci cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, acest proiect a fost trecut. Aprobat, scuze. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza sectorului 2 în categoria terenuri neîngrijite și supraimpozitarea acestora. Aceeași problemă și aici. Deci nu este nicio o situație, un studiu care sunt terenurile, câte sunt, nu s-a făcut niciun studiu pentru acest Comisia lucru. E aceeași situație. Scuzați, domnule. Da. Și bugetul și... Da, și la buget. Și juridic, da. Domnul Alexandru, și la clădiri și la terenuri este vorba de un principiu. Că e un teren sau 100. Până la urmă, legislația se dă principial, nu neapărat pentru un anumit teren sau altul. Da. Sigur, din păcate, mergând pe stradă, vedem destule terenuri și case în situația asta. Dar chiar dacă n-ar fi fost, tot era sensul unei astfel de prevederi pentru a nu se ajunge la situația respectivă. Oricum, da, la terenuri avem țevi sudate, avem multe, din păcate. Da. Pe icoane, sunt, nici nu le putem spune pe toate. Mulțumesc. Este ușor să dai amenzi sau să mărești impozitele și să nu prevezi niște și soluții.
cum poți să eviți aceste lucruri, așa cum se întâmplă în alte locuri. Pentru terenurile care sunt neîngrijite, care ar fi soluțiile? Spuneți-mi dumneavoastră, ca idee, pentru un teren de 2000 de metri pătrați neîngrijit... La toate terenurile neîngrijite știm în acest moment care sunt proprietarii? Avem evidența clară a proprietarilor? Absolut, da, da. Care e problema? Toate terenurile din sectorul 2 au cadastru. Am înțeles. Supun la vot punctul 6 de pe ordine. Toate, dacă proprietarul n-a făcut cadastru, că nu vrea să facă. Deci se supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi. Încă un vot, vă rog frumos. Doamna Miclea, ați votat? Ați votat? E în regulă. Deci cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, acest punct a fost aprobat. Mergem mai departe. Punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a înleznirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 2. Eu aveam o întrebare la proiectul ăsta. Da, vă rog. Aș vrea să știu dacă s-a făcut un calcul ca să se știe, pentru că asta practic ar trebui să existe în scriptele primăriei, ca să știm care este suma asta care practic este neplătită. M-ar mai fi ceva. Cui acordăm aceste scutiri? Pentru că dacă este unor persoane fizice, sumele nu pot fi foarte mari. Dacă este vorba de persoane juridice, atunci sumele pot fi foarte mari și poate să fie o firmă care astăzi există, are de datorat o sumă destul de mare și peste un an de zile în această permisie acordată, acest timp acordat pe care primăria îl oferă, firma se dizolvă și, practic, primăria rămâne cu buzele umflate, ca să zic așa. Domnul director Duțu, vă rog. Această hotărâre de Consiliu nu face decât să armonizeze legislația existentă, în sensul că exista o hotărâre precedentă adoptată tot de Consiliul Local Sector 2, dar care avea la bază codul de procedură în vigoare până la 31.12.2015. În acel cod de procedură și în prezentul cod de procedură fiscală se spune că organul fiscal poate acorda înlezniri la plata obligațiilor date de contribuabili. Contribuabili care pot fi persoane fizice sau juridice. O să vedeți că din toate înleznirile enumerate în cod de procedură, propunerea de proiect conține doar partea de eșalonare, nu de anulare, nu de amânare la plată și se referă doar pentru persoanele fizice sau juridice care, din motive care țin de contextul macroeconomic sau de contextul financiar al fiecărei familii, se află în imposibilitatea de a plăti o anumită sumă la un moment dat. Facilitatea pe care o oferă organul fiscal prin hotărârea Consiliului Local este de eșalonare acestei sume într-un interval foarte clar prevăzut de hotărârea de Consiliu și care este raportată la nivelul datoriei. Odată cu acordarea acestei eșalonări, contribuabilul, fie persoană fizică, fie persoană juridică, trebuie în primul rând să constituie o garanție la nivelul sumei datorate în cazul persoanelor fizice, care înseamnă ipotecă sau garanție bancară, în cazul persoanelor juridice, o garanție echivalentă cu două rate din eșalonare. Proiectul prevede și majoritatea contribuabililor care pot fi în situația asta se încadrează în eșalonare de până la 2 ani, un an, 2 ani. Deci e vorba strict de împărțirea sumei datorate pe un număr de luni care să facă efortul financiar sustenabil. Mai mult decât atât, în hotărârea precedentă, în fundamentarea ei, am solicitat inclusiv aviz de la Consiliul Concurenței pentru persoanele juridice, tocmai pentru a evita o situație de apreciere ca fiind ajutor de stat. Și Consiliul Concurenței a apreciat că, în acest caz, Consiliul Local, prin organul fiscal, se comportă ca un creditor prudent care ia măsuri de a-și conserva dreptul de a recupera bunurile respective.
Acesta este scopul acestei hotărâri. Nu prevede nicio altă facilitate de amânare, de stingere sau și așa mai departe. Pur și simplu, suma datorată se împarte la număr de luni. Aș completa, a spus Cristi, dar aș vrea să subliniez că orice șalonare se va face prin hotărâre de Consiliul Local. Deci nu o poate face altcineva, decât tot aici se prezintă un caz sau altul și se aprobă sau nu. Mulțumesc. Da, domnul Alexandru. Domnule director, cu tot respectul vă întreb, de ce n-ați venit la Comisia de Buget să prezentați acest proiect? Pentru că nu am fost invitat. Ca să lămuresc și problema cu care am întrebat-o doamniță, cu care avem o colaborare foarte bună și există anumite disfuncționalități și aș vrea să le reglăm cât mai repede. La toate solicitările anterioare... Cine trebuia să vă invite? Am înțeles. Am o rugăminte, pot să iau cuvântul, se poate de acum încolo, cei care au proiecte, să vină pur și simplu, nu trebuie să-i dăm fiecare invitație specifică, ne este și nouă mai ușor să... La un program la primărie, încerc să zic. Nu, când da, știți că da, sunt da, ședințele da, noastre, o să, sunt o dată pe lună. Dacă o să reușim să aprobăm ROF-ul, Regulamentul de Organizare și Funcționare, astfel că la începutul lunii, toată lumea, și consilierii, și colegii... Da, eu propun ca fiecare instituție, fiecare direcție, să delege un consilier superior care să stea la sala de ședințe la Consiliu. Domnul primar, nu înțeleg de ce vă enervați. Am propus ca la începutul lunii, am discutat, calendarul acestor ședințe să fie făcut public, cu ordinea de zi aferentă. Și în acest mod, toată lumea va ști, trebuie să fim pe aceeași poziție. Și noi, consilierii și executivul. E simplu. Aș vrea să completez. Domnule Alexandru, La Comisia de Buget am fost prezent și v-am dat explicații exact pe acest proiect. Adică, domnul vicepreședinte, haideți să fim... Ați fost prezent un minut și... Dar v-am dat pe deci, acest proiect. Deci nu, un minut nu se discută un proiect la ureche. Înțelegeți? Nu așa. Foarte, foarte, foarte scurt și închei. Și vreau să încheiem discuția asta. Eventual o să o continuăm la sala de Consiliu. Mă invitați pe mine în locul colegilor din executiv. Domnul consilier, haideți să facem o separare foarte clară. Este regulamentul de organizare și funcționare al dumneavoastră, nu al executivului. Executivul are alt regulament de organizare și funcționare. Inițiatorii sunt obligați să prin orice inițiativă a unui consilier să-mi disturb toată activitatea din executiv. Dar v-am spus, dacă doriți, reluăm discuția pe acest regulament, mă invitați sau îmi dați un telefon și mai stăm vreo 3, 4, 5 ore, 2 zile, dacă este cazul. Domnul primar, cu tot respectul, m-ați înțeles din nou greșit, am pus problema inițiatorului proiectului. Cu domnul director avem o relație foarte bună, dacă e să lămurim lucrurile. Și întotdeauna am avut un dialog constructiv. Acum am pus problema strict a inițiatorului proiect. Și l-am întrebat pe domnul director și n-a venit dânsul sau un coleg să prezinte proiectul. Era vorba de proiectul direcției dânsului. Da, inițiatorul sunt eu. Păi nu puteți să veniți la toate astea așa. Încercați mulțumim. Să mă invitați. Dacă bun, dar să... am înțeles ideea. Treia președintele comisiei, cum cer scuze colegul să nu mă înțeleagă greșit, vorbesc pentru toți președinții comisiei să facă invitații scrise la toți. Bun, e în regulă. Mulțumim, domnul Alexandru. Comisiile buget, Comisia de Buget, avizul, ce aviz am avut pe acest punct? Da, pozitiv. Mulțumesc, Giul. Deci trecem... Da, putem vota?
Cu 27 de voturi pentru, acest proiect a fost aprobat în unanimitate. Mergem mai departe, punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în București, strada Olari numărul 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 2, cu destinația de sediu administrativ. Aviz favorabil. Favorabil, mulțumesc. Deci, până la urmă a fost... Poftiți? Da. Mergem mai departe, supunem la vot. Domnul președinte, atât spun, având în vedere istoria controversată acestui imobil, eu și colegii mei ne vom abține la... E în regulă, domnul Alexandru, mulțumim frumos. Cu 23 de voturi pentru și 4 abțineri, acest proiect a fost aprobat. Mulțumim. Mergem mai departe. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în București, șoseaua Morarilor, numărul 6, sector 2, din administrarea Administrației Piețelor, sector 2, și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 2, în administrarea Direcției Venituri Buget Local, sector 2, Servicii publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, cu destinația de sediu administrativ. Aviz favorabil. Mulțumim. Și chiar ar trebui cât mai repede ca Direcția de Venituri Buget Local 2 să dăm drumul la acest sediu. Se poate să și colecteze, nu? Sigur că da, să colectăm mai mulți bani la bugetul de da. Bine, local. Comisia de buget? La fel, favorabil. Aviz pozitiv. Pozitiv, da. Mulțumim. Supunem la vot. Să votăm. Cu 27 de voturi pentru, acest proiect a fost aprobat. Punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea vizului pentru includerea grădiniței Olga Gudin International School, sector 2, în consorțiul școlar Olga Gudin International School. Aviz de la Comisia de Învățământ, favorabil, mulțumim, supunem la vot. Încă un vot, vă rog frumos. Cu 27 de voturi pentru, acest proiect a fost aprobat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul sectorului 2 al municipiului București, începând cu anul școlar 2017-2018. Este favorabil. Mulțumim. Supunem la vot. Încă două voturi, vă rog. Încă un vot. Dacă cineva nu apasă 1 și după aceea vot. Da. Avem 27 de voturi pentru, mulțumim. Punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui complex agroalimentar de pe raza sectorului 2 al municipiului București. Aviz favorabil. Mulțumim. Votăm.
Încă două voturi. Păi să... Să apese unul și după aia ce vrea să voteze. Probabil că asta nu se întâmplă. Încă un vot. Ba da, este... Nu, eu am votat primul. Deci avem 27 de voturi pentru proiectul numărul 12. Mergem mai departe. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre pentru aprobarea protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrația Patrimoniului Imobiliar Sector 2. Ăsta e 13, proiectul 13? Da. Am avut înainte ședință la Comisia de Mediu și am rămas cumva nelămuriți. Aseară la ora 10 nu erau date încă anexele, deci noi nu știm de fapt în ce condiții vrea ADP-ul să preia îngrijirea și curățarea acelor batistuțe de teren pe care le au școlile, pentru că școlile nu au un teren plantat atât de mare. Până acum, fiecare școală își îngrijea foarte bine bucățica aia de teren cu trei lalele pe care o aveau în fața școlii sau undeva și nu era nevoie de implicarea ADP-ului. Am înțeles că vor să facă și dezăpezirea căilor de acces. Din cât am văzut în iarna asta, școlile și-au rezolvat singure problema asta. Da, prin ADP, doamna consilier. Poftim? Teren, să vedeți, prin am ADP fost pe total. Teren. În nu fiecare zi am fost pe teren. Scuzați-mă, am un nepot pe care îl duc în fiecare zi la școală. Haideți deci, să lăsăm pe domnul Popescu să ne răspundă. Sigur, dar problema este că aseară nu erau niciun fel de anexe, deci la ora 10 nu aveam niciun fel de anexe, așa încât aprobarea acestui proiect înseamnă să aprobăm ADP-ului să preia aceste îngrijirea acestor terenuri fără să avem niciun fel de date despre. Deci nu știm absolut nimic. Aprobăm în orb sau nu aprobăm. E vorba de anexa 4 cu lista școlilor care au... Să vă răspund foarte pe scurt. Pot să vă spun acum, și eu pe scurt. Prin, prin aprobarea acestui protocol nu facem decât să reglementăm o situație care deja există. Deci până acum tot ADP-ul se ocupa de foarte multe spații verzi, dar fără să aibă acest lucru în atribuție și în administrare. Să știți că la 4 școli și grădinițe la care sunt în Consiliul Administrativ nu s-a ocupat ADP-ul niciodată de terenurile lor. Ba. Două deci, secunde. Chiar nu. Dacă pot să intervin, da, vă rog, președinte. Da. Într-adevăr, ADP-ul nu se ocupa în permanență de acest lucru. Dar vă spun eu și pot anumiți colegi de dumneavoastră să-mi confirme. Cel puțin la început de an școlar, majoritatea directorilor de școli, colegi de-ai dumneavoastră, mă sunau pe mine, eu trebuia să sun pe cei de la ADP, dânsii mă rugau pe mine, eu îi rugam pe cei de la ADP să intervină. Este un proiect foarte bun, și nu sunt de acord cu dumneavoastră că unitățile de învățământ, bine, unele poate, au niște peticele de teren. Pentru că, mă rog, asta eventual o să, în acest protocol, or să fie și suprafețe și tot ce Direcția Generală de Administrare Patrimoniului Imobiliar transmite către ADP. Dar lucrurile, într-adevăr, dați-mă, cu tot respectul, nu trebuiau așa să fie toate astea în anexe iar acum. Pe de altă parte, este și absurd. Domnul Ilescu, vă rog în momentul frumos. În care avem o instituție care se ocupă de amenajare, spații verzi și pe domeniul public, da, ce avem
în administrare din partea celor de la Ministerul Educației să lucreze cine să lucreze, unitățile de învățământ să facă această activitate cu cine. Și iar o parte a acestei activități cu care am avut de-a lungul timpului destul de multe probleme cu toaletările de copaci. Același lucru. Mulțumim, dacă îmi permiteți, referitor la afirmația privind lipsa anexelor, nu este anexa unică anexă la hotărâre, este acest protocol cadru. În baza aprobării acestei relații de parteneriat, dacă se stabilește și dacă se aprobă hotărârea, părțile își vor constitui ca anexe la protocol următoare: lista imobilelor, lista copacilor, lista cu lucrări de așa. Prin urmare, dacă nu se aproba protocolul, probabil că nu aveau de ce să măsoare fiecare suprafață de teren, să numere fiecare copac din curtea școlii. Deci, între părți se va încheia protocolul și se vor încheia aceste documente. Pe baza solicitărilor, deci pe baza solicitărilor de la școli, se vor întocmi aceste planuri cu materializarea terenurilor ce necesită astfel de lucrări, se va stabili lista imobililor, că poate, așa cum a spus și dumneavoastră, nu toate școlile au nevoie de astfel de lucrări. Dar în felul acesta se va formaliza această colaborare care coabitează de mult, dar acum trebuie stabilită legal și contractual între părți. Va fi la latitudinea școlilor dacă vor sau nu vor să facă această colaborare? Există școală care să nu doresc, domnul consilier. Își pun bodyguards-ii de pe acolo să curățe de multe ori. Deci eu, multe dintre școli, și nu sunt obligația lor să facă. În Consiliul de Administrație mi-au spus că n-au niciun fel de nevoie. Au 3 straturi de lalele, sunt perfect liberi să și le rezolve, nu au nevoie de nimic. Tocmai de acest motiv se fac anexele și să ceară bani de la părinți. În situația în care nu se necesită spațiul. Intervenție, normal că nu or să intervină. Ce, o să trimitem echipă de la ADP să stea în curte? Domnul Mihailă. Doamnă, din câte am înțeles eu, ei se ocupă doar de cosmetizare. Să înțeleg că dacă, de exemplu, ADP dorește să planteze ceva sau să intervină în vreun fel cu vreun panotaj în locurile respective, nu cred că poate să facă. Deci, doar, practic, publicitate, la asta mă refeream. Iar în completare, pentru activitățile școlare de plantare, de curățare a spațiilor verzi, pentru că mai există și astfel de activități, nu cred că vine ADF-ul și le spune profesorilor: domnule, nu vă atingeți că e treaba noastră. Deci e puțin absurdă situația. Și, dacă îmi permiteți, și mie mi se pare, până acum știm foarte bine, directorii de la școli cereau bani, să nu ne ascundem. Ba da, cereau foarte mulți bani de la părinți pentru întreținerea curții școlare. De ce să dea un părinte bani? Nu știu ce director cunoașteți dumneavoastră. Eu nu cunosc așa director, dar mă rog. Acolo unde sunt constatate situații de genul ăsta, cred că se pot face. Și completa, pe parcursul anului 2013 și 2014 au fost contracte de peisagistică pe la școli de câte un miliard și ceva bucata. Toate cu aceeași firmă, întâmplător, dar au fost. Bun, asta era istorie, domnul Popescu. Spuneți, domnul director. Ce vreau să precizez, doamna consilier? Deci, practic, noi practicăm sau avem această activitate de ani de zile. Acum se intră în legalitate, da? Nu facem decât pe bază de comandă, se fac lucrări stricte de toaletare, elagaj și întreținere în momentul în care ne solicită. Dacă domnul director Giangu ne solicită la școala X să facem curățenie, să aranjăm spațiile verzi, să fac pe bază de comandă, pe bază de deviz și cu o firmă de specialitate. Deci nu se face decât ceea ce ni se solicită. Iar activitatea de dezăpezire, cu mâna pe inimă vă spun că s-a făcut la toate școlile, s-a muncit și noaptea și au fost și consilieri, colegi de-ai dumneavoastră, împreună cu noi pe locurile unde am acționat. Bine, în regulă, mulțumim. Puneți la vot, domnul președinte, dacă suntem până mâine. Haideți să votăm, vă rog.
încă un vot? Cu 21 de voturi pentru și 6 abțineri, acest proiect a fost aprobat. Mergem mai departe. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea terenului situat în strada Cernăuți, numărul 29A, sector 2, în administrarea piețelor sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub autoritatea Consiliului Local sector 2. Avizul a fost favorabil, așteptăm ca în sfârșit Consiliul General să ne dea acest teren pentru administrația piețelor. Supunem la vot. Deci acest proiect a fost votat în unanimitate, mulțumim. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind... 15, îmi cer scuze, da. Aveam o atenționare de amendament aici pe asta și îmi fugise puțin. Bun. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL sector 2 204/2016 pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 2 al municipiului București alocate pentru activități non-profit potrivit legii numărul 350/2005. Aici nu știu cine a depus amendamentul. Sunt niște amendamente depuse, le-am dat doamnei Niță și o rugăm frumos dacă poate să le citească. Sunt o serie de observații privitoare la modul de redactare. Nu sunt aspecte care să afecteze fondul acestui proiect de hotărâre și le-am citit între timp, da? Apreciez că sunt pertinente, în sensul că la articolul 2 din anexă, unde se utilizează formula prezentul regulament, nu a avut și o prezentare integrală a denumirii, ca după aceea să scriem în paranteză numit în ceea ce privește regulament. Prin urmare, s-a propus o reformulare în sensul că prezentul regulament cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 2 alocate pentru activități non-profit, denumit în continuare regulament. Noi am folosit doar cuvântul regulament. Prin urmare, apreciez că este bun amendamentul în acest sens. La articolul 3, litera H, la definiții s-a menționat doar persoanele juridice ca având calitatea de solicitant, dar în contextul hotărârii poate fi și persoană fizică. Prin urmare, se solicită completarea de la litera H ca solicitant fiind orice persoană fizică sau juridică. De asemenea, este o intervenție pertinentă în corpul acestui regulament. La articolul 4 se dorește o renumerotare a domeniilor, nu cu bulinuțe, ci cu cifre de la 1, 2, 3. E în regulă. Poate că domeniul 1, domeniul 2 va fi mai ușor de identificat decât bulinuța 1, bulinuța 2. Bun. E în regulă. Mulțumim, doamna Niță. La articolul 4, punctul 4 al patrulea amendament, la articolul 9 să se completeze denumirea comisiei de evaluare. Iarăși corect. La articolul 3 s-a pus o virgulă în plus. Se va elimina și acea virguliță. La articolul 20, cuvântul specific se va înlocui cu domenii specifice. Domenii sau activități specifice. De asemenea, ca să se și acorde în gen cu următorul așa, este pertinentă corectarea. Și mulțumim. Doamna Niță, și noi vă mulțumim pentru că s-a dat curs adresei noastre din 1 februarie, unde au fost mai multe lucruri și S-au corectat, apar în pagina 45 a raportului de fundamentare. Spun asta pentru colegii mei care au comentat ca la capitolul bulinuțe sau virgule. E în regulă. Și mulțumesc, doamne Niță, pentru disponibilitatea. Deci putem continua, da, domnul Alexandru. Mulțumim frumos, supunem la vot comisiile cu amendamentele depuse de USR.
Încă un vot. Da, cu 27 de voturi, acest punct 15 a fost aprobat cu amendamentele făcute de colegii de la USR. Mergem mai departe, punctul 16 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform regulamentului cadru privind regimul finanțării nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități non-profit, potrivit legii numărul 350 pe 2005. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Da, vă rog, domnul Iliescu. În urma consultării între toate formațiunile politice prezente în Consiliul Local Sector 2, am să dau citire, vă rog, reprezentanții Consiliului Local Sector 2 în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse pentru obținerea finanțării nerambursabile conform regulamentului cadru privind regimul finanțării nerambursabile din fondurile bugetului local Sector 2 al municipiului București și alocate pentru activități non-profit conform legii 350 pe 2005. Tineret, Augustin Băldeanu, PSD, Răzvan Zaharia, PNL. Cultură, Alex Dinu, PNL, Iolanda Boghiu, UNPR. Protecția mediului, Dan Nicolae, Partidul Ecologist, Cătălin Mihăilă, PSD. Învățământ, Alexandru Adrian, USR, Popescu Lenuța, PSD. Sănătate publică, doamna Antoaneta Bugner, USR, Radu Gheorghe, UNPR. Sport, Metehău Andrei, ALDE, Chiricuță Ioan, USR. Religie, Cătălin Șerpescu, PMP, Cosmescu Marius, UNPR. Social, Gela Lăzăroiu, PNL, Iliescu Cristian, PSD. Educație civică, Silviu Feroiu, PNL, Oprea Dumitru, UNPR. Acestea au fost nominalizările din consultarea partidelor. Acest proiect cu nominalizările care au fost prezentate de domnul Iliescu în plenul ședinței. Deci, votăm. Încă două voturi, vă rog. Cu 27 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Mergem mai departe. Punctul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul sectorului 2 al municipiului București începând cu anul școlar 2017-2018. Aviz favorabil. Bun. Supunem la vot.
Încă un vot, vă rog frumos. Încă un vot, dragi colegi. Vă rog să verificați aparatele. Haideți, vă rog frumos, verificați aparatele, că ne apucă dimineața aici. Nu, nu cred că... Păi nu știu, e cineva care e mai întârziat puțin, nu știu. Poate vrea să stea mai mult aici, n-are treabă acasă, nu știu, e posibil. Da, da. Deci cu unanimitate acest proiect de pe ordine de zi a fost aprobat. Trecem mai departe. Punctul numărul 19, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL sector 2 numărul 70/2016 privind aprobarea organigrama statutului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului sector 2 și al Direcției Publice de Evidența Persoanelor și Stare Civilă sector 2, astfel cum a fost modificată prin HCL sector 2 numărul 150 din 2016. Pentru supunem la vot. Putem preciza că domnul primar a fost la comisia juridică și a răspuns la acest întrebări, la acest proiect. S-a nimerit. Și având în vedere că am fost onorați de prezența dânsului, ne-au fost semnalate niște mici erori la... Dar da, se pot... O să dăm, da. Le corectăm. Avem timp. La totaluri sunt niște greșeli, o să vă arăt. Nu ies niște totaluri la posturi. Că totalul posturilor este mai mare decât cel scris acolo când se iau la, la numărare. Posturile cuprinse în organigramă le-ați... Da, exact. Da. Vina mea, nu am stat să le, le aduc. Dar nu-i problemă. Încă 4 voturi, vă rog frumos. E posibil să poate îngrijă. Încă 2 voturi. Ilir. 27 de voturi pentru și acest proiect a fost aprobat. Mergem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL sector 2 numărul 23/2012 pentru actualizarea și completarea hotărârii Consiliului Local sector 2 numărul 132/2007 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul sectorului 2 al municipiului București. Aviz favorabil. Favorabil, da. Supunem la vot. Precizăm că este vorba de un proiect care a fost pus la dispoziție cu nici o oră înainte de comisia juridică. Am cerut un raport de activitate. E vorba de prelungirea cu încă 5 ani a colaborării cu ONG-ul Foișorul de Foc și am cerut un raport de activitate și mai multe date despre acest lucru și am propus să... Da. Și ce sume s-au cheltuit, da? Domn președinte, da, vă rog, domnul primar. În primul rând, profit de ocazie și vreau să felicit, să mulțumesc asociației Foișorul de Foc pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în această iarnă în programul de dezăpezire, pentru toată activitatea pe care au desfășurat-o pe parcursul anului 2016, pentru tot ceea ce fac în colaborare și pentru copiii din școile și colegiile din sectorul 2. Într-adevăr, nu este, dânsii fac un raport anual, nu este o obligație. Au prezentat o situație sintetică pentru acest proiect. De aia l-am invitat și pe domnul general Ciornei și
poate să completeze ceea ce am spus eu până acum și încă o dată le mulțumesc pentru toată activitatea pe care au depus-o în acești ani. Da, da, în primul rând am onoarea să vă salut. Sunt onorat să fiu în fața dumneavoastră, să îmi expun în primul rând gândul meu. Vin de la pregătire. În acest moment am 200 de oameni la cursul pe dezastre tip cu tremurând, Pantelimon. Jumătate sunt tineri din colegii, așteaptă mesajul dumneavoastră. Sunt dezamăgit în ideea în care am simțit că nu se va da această prelungire, dar nu dezarmez. Sunt dezamăgit pentru faptul că am preluat de 6 ani acest proiect, sunt locuitor al sectorului 3, am refuzat sectorul 3, desfășor activitate în sectorul 2 și am preluat proiectul de la 3 consilieri. Am 1000 de oameni în pregătire, în permanență din sectorul 2, din care 500 de copii. Am 8 detașamente la 8 colegii din sectorul 2, care au echipament personalizat și echipament pentru 600 de adulți cu detașament de acțiune imediată, cu rezervă, cu tot ce trebuie. M-am regăsit în toată această perioadă, în tot sectorul 2. La cămine, la biserici, la licee, la dezepezire, am făcut numai în acest an 2 sesiuni de pregătire cu tot personalul primăriei sectorului 2. Am fost prezent în bulevardul Barbu Văcărescu, am fost prezent la Spitalul Sfântul Pantelimon, la Spitalul Sfântul Nectarie. Știți că la acest spital sunt oamenii, să zicem, pe ultimele zile. Sunt, chiar dacă sunt din sectorul 3, sunt foarte în sectorul 2, pentru că până în prezent am aproape 100.000 de oameni care au făcut pregătiri pe situații de urgență. Desfășor program de educație civică cu 2.000 de copii din centru, Sfântul Pantelimon, Sfânta Maria și celelalte centre. Sigur că pot prezenta acest raport de activitate oricând. Dar am această dezamăgire și vă promit totuși că nu o să dezarmez din acest punct de vedere. Chiar dacă mesajul meu pentru copii va fi dezamăgitor, asta e. Mulțumesc foarte mult! Domnul general, chiar astăzi am primit de la Școala 49 o solicitare de acord ca pentru perioada Școala Altfel să participați la un program de educație civică cu 150 de elevi de la Școala 49. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul Alexandru. Și chiar am felicitat pe doamna directoare de acolo pentru inițiativă. Da, domnule. Aș vrea să-i explic domnului general. Nu știu dacă ați observat, noi la punctul 16 tocmai am aprobat în premieră, da, un proiect în care pentru toate ONG-urile pe 9 domenii de activitate, transparent, le oferim posibilitatea să vină către primărie cu proiecte pe care noi le putem, primăria, prin intermediul Consiliului Local, să aprobe finanțări nerambursabile pentru activitatea lor. Sunt 9 domenii în total. Este vorba de legea 350/2005, care până acum nu s-a aplicat și din noiembrie noi am aprobat un regulament pentru această lege. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, domnul consilier, ce am aprobat noi regulamentul acela este vorba de un regulament cadru pentru finanțări nerambursabile pe proiecte. Ăsta este un parteneriat. Este un parteneriat. Este un parteneriat de lungă durată. Noi, la punctul 16, pentru proiecte punctuale în care acordăm acel sprijin financiar nerambursabil pentru diferite evenimente și proiecte care se vor derula pe parcursul anului. Nu are nicio legătură cu acest parteneriat și cu planul nostru, cu întreg planul nostru al Consiliului Local, al sectorului 2, de
analiză, educare, instruire și acțiune în situații de urgență. Iar cu lucrul acesta, vă dau cuvântul meu, eu nu mă joc. Și avem nevoie, efectiv avem nevoie de, hai să spun, nu de toți locuitorii, de cât mai mulți locuitori ai sectorului 2 care să conștientizeze ceea ce înseamnă o situație de urgență. Și Doamne ferește să, mă rog, nu vreau să continui. Dar efectiv este un alt tip de activitate. În această activitate nu suntem numai noi și dânșii. În aceeași activitate sunt parteneri cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu Crucea Roșie, cu Serviciul de Salvare. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Vreau să vă mai informez că am peste 100 de parteneriate cu toate instituțiile statului, cu ministere și de asemenea sunt partener al structurilor profesioniste. Ministerul Apărării, SMURT-ul, suntem foarte cunoscuți de către domnul ministru Arafat, cu pompierii, cu ISU, cu ICSU și venim să completăm, în caz de dezastre, acțiunea structurilor profesioniste. Totul este pe bază de voluntariat. Am cea mai bună structură din România pe linia situațiilor de urgență, adică recrutare, selecție, constituire și acțiune cu voluntariat în detașamente. Totuși, vă adresez rugămintea să supuneți votului și continuarea acestui parteneriat, care nu implică în 6 ani de zile, nu am niciun leu de la primăria sectorului 2. Deci nu implică niciun fond. Partea de proiecte este foarte adevărată, am luat la cunoștință de acel material, am și făcut un proiect, dar este într-adevăr altceva, e ceea ce a spus domnul primar. Poți să particip și la aceste proiecte pe care primăria îl poate finanța și eu să mă înscriu la el. Este foarte adevărat și mulțumesc și din acest punct de vedere. Și atunci, dacă nu aveți nevoie de finanțare, în ce constă parteneriatul cu primăria? În primul rând, pentru că eu am locație într-un sediu al primăriei sectorului 2. Vedeți? Acolo... Deci asta nu înseamnă... Asta ce înseamnă? Nu înseamnă finanțare? Domn președinte, supuneți votul. Da, haideți să votăm. Că păi este singurul ONG de interes public din sectorul 2, domnule general? Este singurul ONG de interes public din sectorul 2? Pe situații de urgență sunt singurul din București. Sunteți singur din București? Și unde aveți dumneavoastră sediu? Puteți la Sfântul Pantelimon, în complex. Ce este acolo în Sfântul Pantelimon? V-ați spus complexul Sfântul Pantelimon. Este complexul de pregătire Sfântul Pantelimon, acolo unde se desfășoară activități. Sunt cursuri pentru 2000 de copii, sunt cabinete medicale, la fel pentru populația din sectorul 2, și le patronați dumneavoastră acele care... Știm ce este acolo la patru. Nu. Eu am activitate... Și vedeți dumneavoastră cu ochii dumneavoastră ce este acolo. Domnule Iliescu, cu toată dragostea, știu ce este acolo. Bun, eu aș vrea să-i mulțumesc domnului general Ciornei. Nu este nevoie de finanțare, dau sediu, primesc sediu. Eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Ciornei. E regulă. Pentru că acum 2 ani de zile, când au fost inundații grave în județul Argeș, și am mers împreună cu echipă de tineri din sectorul 2 și am ajutat sute de familii din județul Argeș. Sute de familii. Că noi nu puteam, da, să stăm așa cu mâna în sân. Dacă dânsii vor, au altă opinie, e treaba lor. Da, tocmai de asta o să supunem asta, la vot. Asta, vă rog să supuneți la vot. Cum vreți să spuneți că nu au nevoie de suport financiar, când au sediu, au normă de hrană, au o grămadă de facilități? Domnule președinte, puteți supune la vot proiectul. Domnul general, două secunde. Da, probabil da. Probabil n-ați înțeles sau nu doriți să înțelegeți. Poate n-ați avut nici timp să ați spus că acea expunere a asociației a venit foarte târziu și n-ați lecturat-o. Sunt două pagini, într-adevăr. Este, domnul Timar, ironia totuși. Pe de altă parte, domnul consilier,
Anul trecut, rețin, a fost o acțiune la nivel național, s-a numit Let's Do It România. Iar dar din partea dumneavoastră n-a fost prezent nimeni. Eu am transmis către Consiliu, către consilierii din Consiliul Local, au venit într-adevăr câțiva, dânsii au fost alături de noi. Domnul primar, mergem împreună la Sfântul Pantelimon, împreună cu colegii consilieri să vizităm Sfântul Pantelimon? Dar puteți să mergeți singur. Mergem împreună și analizăm activitatea de acolo, care sunt costurile pentru acel centru? Putem face această analiză pentru acel centru? Da, vă rog, faceți analiză, da. Mă scuzați, eu sunt participant Let's Do It aproape în fiecare an. Da, probabil în altă parte, în alt sector. Da, prin firma unde lucrez. Da. Noi e regulă, haideți să supunem la vot, domn primar, vă rog frumos. Deci am încheiat subiectul ăsta, dar vă rog frumos, haideți să votăm punctul numărul 20 de pe ordinea de zi, da, proiectul. Auzi, mă, nu primesc finanțare. Clădirea aia merge cu apă, cu aer. Ai fost acolo? Încă un vot, vă rog frumos. Deci cu 14 abțineri, 8 voturi pentru și 5 împotrivă, acest proiect de pe ordinea de zi nu a fost aprobat. Da, vă mulțumesc. Sunteți împotriva cetățenilor din sectorul 2, cei care n-ați votat. Domnul Ilescu, haideți să mergem mai departe cu ordinea de zi. Domnul primar, vă rog să ne respectăm, atâta vă rog. Putem merge mai departe? Da. Punctul 21 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale. Comisia juridică aviz favorabil, și e un proiect foarte bun privind pentru sectorul 2. Și bugetul? N-a fost la buget? La juridic, mulțumim. Deci supunem la vot punctul 21. Și încă un proiect care n-a fost prezentat, deși este un proiect foarte util. Cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri, acest proiect a fost aprobat. Punctul 22, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD strada Țepeș, vodă numărul 66-68-72, sector 2 al municipiului București. Doamna Niță, poate aici ar mai trebui să interveniți dumneavoastră puțin să ne mai explicați cu textul acela. Că... Am comunicat formularele tip motivare, urmează ca fiecare... după propria știință, după propria convingere, să motiveze aprobat, să respins sau abținere. Da? Nu cred că sunt necesare mai multe explicații. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi. Vă rog să mă scuzați pe mine, o să rămână domnul viceprimar în continuare, am puțină treabă. Da. Mulțumim, domnul primar. Deci supun la vot punctul 21. 22. Interpelare, vă rog. 22. O interpelare? Da, vă rog, spuneți, domnul. Deci este valabil pentru toate pădurile. Nu au fost prezentate în format electronic pentru a putea fi analizate certificatele de urbanism însoțite de avizele și acordurile solicitate prin acestea. Practic, nu s-au putut analiza documentațiile în lipsa acestor documente esențiale. Mulțumesc. Aici, dacă aveți, nu? Da. Da, spuneți, domnul. Adevăr, ce spune colegul, îmi permiți, Ioane? Este adevărat, dar parțial, o parte din ele înainte, ne-am întâlnit de trei ori în cadrul Comisiei de Urbanism. Două din cele trei întâlniri au beneficiat de expunerea lor, expunerea de motive și certificat de urbanism pe site. Într-adevăr, la a treia, din câte înțeleg, din niște motive de resursă umană, nu s-a reușit urcarea lor pe site. Nu au fost nici atunci prezentate pe site. Nu au fost, au fost Ioane. Există niciun certificat, ce scuze, iar ajungem să spunem lucruri neadevărate. Ați fost la noi la comisie, domnul Adrian, și chiar ați apreciat faptul că în sfârșit au fost urcate. Chiar cu luna asta. Atenție, în luna decembrie, nu, am și menționat la o parte ședința cele de astăzi, o parte din cele de astăzi, din cele analizate atunci sunt astăzi. Astăzi sunt, da, da, după, da. S-au pus între timp. Deci, la, când a fost Comisia de Urbanism, niciun proiect care a fost dezbătut nu a fost pus la ultima, site. Corect, foarte corect, da? La ultima deci, întâlnire. Deci, luni când ne-am întâlnit la comisie, corect, la cele proiect. Șapte, și vi le citesc, da, nu au fost, într-adevăr, la ultimele șapte din cele 17 care sunt astăzi. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Domnul președinte. Vă rog, domnul Iliescu. Dacă îmi permiteți, ca și secretar al acestei comisii, toate proiectele de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, adică pudurile pe care le vom vota, au fost analizate de către comisie punct cu punct alături de arhitectul șef al sectorului 2, unde au participat și colegii noștri de la USR, unde și-au pus fiecare punctul de vedere. Chiar domnul Chiricuța a și scris în procesul verbal, unde a avut opinii, de, unde nu s-a respectat ceva, dar vreau să vă afirm împreună cu președintele, cu Răzvan Zaharia, că fiecare punct din aceste proiecte de hotărâri au fost studiate alături de arhitectul șef al sectorului. Mai mult de atât, reprezentanții USR alături de noi la comisia au participat, de altfel un domn foarte drăguț, un arhitect, am înțeles, chiar mă bucur că l-am cunoscut, care de fiecare dată la Comisia de Urbanism a fost alături de noi. Mulțumesc, asta... E în regulă, mulțumim, domnul Iliescu. Dacă mai sunt și alte... Domnul Chiricuț, mai spune, mai vreți să mai spuneți ceva? Da, domnul președinte, mă uit în sală și mi se pare așa puțin jenant. A plecat domnul primar, bine că a plecat, și pleacă și domnul director, ne tratează cu sictir, ca să o spunem așa. Uitați-vă în sală. Mi-aduc aminte că la domnul Onțanu, când era primar, de la director prin până la toți adjuncții erau prezenți aici, eventual șef de servicii, și nu pleca unul până nu se sfârșea ședința de consiliu. Le mulțumim, domnilor directori. Da, vă rog, domnul Popescu. Dacă mare respect pentru pe care l-au pentru noi și doresc să promoveze proiecte. Dacă îmi permite, doamna care a plecat, doamna Bondare, încă are fetița la un after, trebuie să ducă să o ia și acum aia pe acolo. Doamna secretar, nu v-am întrebat dumneavoastră, da? Uitați-vă în sală. Și punct. Mai sunt câțiva directori. Deci uitați-vă în sală. Celor care au rămas și rămân și vin întotdeauna, doar atât. Restul unii care ne tratează cu totală... Să știți că în afară de doamna Botarenco, care se scuzase înainte, nu văd pe cineva, sau nu, poate nu dau eu seama acum, pe cineva care să fi plecat. Și îmi cer eu scuze în numele dânsei pentru că ne-a anunțat. Probabil se referea doamna Popescu și da, la cei care doamna n-au venit. Doamna Hurjui are altă treabă și...
Georgescu are alte treburi și doamna vreți să vă mai dau direct și doamna de la fonduri europene care ești acum și doamna... Domnul președinte, haideți să mergem mai departe cu ordinea de zi, vă rog frumos și dacă vreți facem și o discuție separată cu acest subiect după ședință. E în regulă. Domnul Zaharia, dacă vreți să mai spuneți dumneavoastră ceva. Cazul în care s-au epuizat aceste mici probleme. În ceea ce privește analiza în cadrul Comisiei de Urbanism, vreau să vă informez că absolut toate cele 13 puncte de pe ordinea de zi au aviz favorabil în Comisia de Urbanism. Și dacă vă este de ajutor, o să dau citire motivației mele din aceste fișe pe care le punem. Foarte scurtă și cred că vă e de folos. Vot pentru datorită faptului că îndeplinește condiția de legalitate și oportunitate, având la bază avizul arhitectului șef, raportul de specialitate și raportul de informare. Vă mulțumesc și... Asta e cea mai scurtă din toate cele studiate, crede-mă. Supunem la vot punctul 22 de pe ordinea de zi. Încă două voturi, vă rog frumos. Încă un vot. Încă un vot, vă rog frumos. Domnul Iliescu, ați votat? Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD șoseaua Vergului, 24, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD, strada Lecturii, numărul 15, sector 2 al municipiului București. Supunem la vot. Cu 22 de voturi pentru și... Mai sunt, scuze. Încă 5 voturi, vă rog. Păi, 327, nu? Așa... Da. De voturi pentru și 5 abțineri și acest proiect a fost aprobat. Mergem mai departe, punctul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD șoseaua Fundeni numărul 145A, sectorul 2 al municipiului București. Votăm. Votului e PUD Gheorghe Pop de Băsești la punctul 25. A fost inversat numărul curent pe motivarea votului cu următorul proiect. Da, haideți să votăm până atunci, până la semnat hârtii. Haideți, vă rog, să votăm. Ce votăm? Urbanism. Nu, dar putem sta după aia, 25. Dar e mai relaxant după aia. Fundeni? La Fundeni. Punctul 25 suntem. Ștergi titlul. De fapt, denumirea străzii. Încă un vot, vă rog frumos. Cu 22 de voturi pentru și
5 abțineri și acest proiect 25 a fost aprobat. Mergem mai departe. Punctul numărul 26, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD, strada Gheorghe Pop de Băsești, numărul 17B, sector 2 al municipiului București. Supunem la vot. Domnul Jean, ați votat? Poate când termină de semnat să gândește să și voteze. Încă un vot, vă rog. Mă refer la scrisul de aici. Poate nu e prezent. Dacă nu s-a dat. Poate nu e prezent. Cine să nu fie prezent, domnul Ilie? Dacă nu e prezent, poate... Păi nu, dar cred că n-a terminat de semnat, eu știu. Domnul Popescu? Cine era? Domnul Popescu? Și promiteți că o să avem și proiectele complete? De la perle. Bun. Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri și proiectul de la numărul 26 a fost aprobat. Punctul numărul 27, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD, strada Ciobănașului numărul 11, sector 2 al municipiului București. Vă rugăm să votați. Domnul Neculae, ați votat? E bine. Încă două voturi, vă rog. Nu sunt defecte. Asta e defect. Nu, asta am arătat. Acum eram eu. Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri și proiectul de la punctul numărul 27 a fost aprobat. 28, proiect de hotărâre. Da, supun la vot punctul numărul 28 de pe ordinea de zi. Da. Ciobănașului numărul 22. Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri și proiectul de la punctul numărul 28 a fost aprobat. Proiectul de la numărul 29, vă rugăm să votați.
Doamna Bugner. Și încă două voturi pe lângă. Încă un vot, vă rog frumos. Domnul Iliescu. Ați votat, domnul Iliescu. E în regulă. 22 de voturi pentru, 5 abțineri. A trecut și acest proiect de hotărâre. Supun la vot punctul numărul 30 de pe ordinea de zi. Da. Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri și proiectul de la punctul numărul 30 a fost aprobat. Punctul numărul 31, vă rog frumos să-l votați. Încă un vot, vă rog frumos. Încă un vot, vă rog frumos. Bă, haide pe bune, deci e chestiune de 3 secunde, dă-o încolo de treabă. Încă un vot, vă rog să vă verificați aparatele. Dacă clipește... Domnul Costache era cel care își bătea joc, care își bătea joc de noi. A făcut-o până acum? Bine, deci cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, domnul Costache. Domnul Costache. 22 de voturi pentru și 5 abțineri și punctul numărul 31 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Mergem mai departe, supun la vot punctul numărul 32 de pe ordinea de zi. Vă rog frumos să votați acum. Și 2 de voturi pentru, 5 abțineri și acest punct 32 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Mergem mai departe, punctul 33 de pe ordinea de zi. Votăm acum ciobănașului numărul 23, fost 35. Da, este un pentru 2, plus. Puteți să dezvoltați, domnul Ilies. Încă un vot. Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, punctul 33 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Mergem mai departe, proiectul de la numărul 34 de pe ordinea de zi, supunem la vot și votăm acum. Încă un vot, domnul Costache. Eroare materială. Da. Cu
cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri și punctul 34 de la ordinea de zi a fost aprobat. Dacă mai sunt altele de spus, vă rog frumos. Se poate? Domnul Alexandru, se înscrisese domnul Mihailă. Am rugămintea să completați și să predați aceste modificări. Și după aceea... Altfel va fi viciată procedura de aprobare și e posibil ca prefectul să ne... Am și eu o mică... apostrofeze cu privire la acest lucru. Da? Uitați, doamna le strânge și... Bine, deci țin să vă anunț că nu s-a terminat încă ședința. Mai sunt câțiva colegi care vor să-și exprime câteva puncte de vedere. Domnul Mihailă, dacă aveți... Am și o rugăminte către ADP. Am primit un răspuns astăzi. Noi am cerut și în Comisia de Comerț câteva documente. Se pare că dânsii sunt foarte ocupați, vor să ne dea răspunsul în 30 de zile. Am primit răspunsul astăzi. Domnule director, dacă vă pot ajuta cu ceva, totuși să am aceste răspunsuri. O să vin să le scanez eu personal, dacă 30 de zile mie mi se pare o distanță destul de mare de la... Deci să nu luați cara voință, avem controlul Curții de Conturi. Curtea de Conturi controlează din 2008 și până la ultimul contract întocmit activitatea contractuală pe servicii de pază. Toate documentele au fost la Curtea de Conturi, e vorba de vreo două topuri de documente. Aceste documente se află pe SEAP, se află pe site-ul instituției, completarea care o doriți dumneavoastră, o să vă punem la dispoziție, în format electronic, prin scanare, în cursul săptămânii viitoare. Domnule director, nu vă ascund că mai avem încă două camioane de documente pe care le-am predat la Direcția Națională de Anticorupție. Nu vă ascund că avem activitate de ridicare pe SEAP a tuturor programelor care le avem pe 2017. Nu vă ascund că avem un deficit mare de personal, nu ne sustragem, dacă vreți, acestei solicitări a dumneavoastră și în cursul săptămânii viitoare veți primi documentele. Întâi în format electronic, iar dacă doriți să le și listăm, durează mai mult. O să plătesc, am înțeles că trebuie să plătesc, dar nu, două secunde. Vă asta anunț... e legea, ce v-am scris acolo corect, e o corect. Prevedere legală. Nu trebuie în format scris. Vă anunț însă că dacă se... Spuneți că este pe SEAP contractul. L-am căutat, nu este. Ca să terminăm discuția de acum. Deci unul din contracte e pe site-ul primăriei, unul este pe site-ul electronic de achiziții publice. Și dacă vreți, îl căutăm împreună. Nu există să nu fie. E procedură făcută pe... SEAP, am una înțeles, din ele. Am înțeles, însă să vă atrag atenția că firma cu care ați încheiat contractul nu este activă pe SEAP. Nu știu cum ați făcut, deci, poate mă lămuriți cu o firmă care... Vă pot lămuri numai pe site-ul de electronic de achiziții publice. Veniți la mine. Eu l-am verificat, știu că lucrez în SEAP. Fiți amabil. Ar trebui domnul director să ne recomandați o altă firmă. Dacă nu trebuie să vă recomand eu. Că e o firmă sau alta. Nu este problema mea. Nu este problema mea. Nu cred că vă îndepășesc, că nu este dacă vorba de firmă. Dacă doriți să primiți răspuns mai devreme de 30 de zile, vreți să fiți favorizat? Nu, vreau un răspuns conform legii. 10 zile s-au depășit. Nu știu. Vă spun eu că s-au depășit. Faceți contestație. Nu, este de la comisie din data de 8. Este de la comisia... Solicitarea la comisie ați făcut-o verbal domnului Bârsan, înscris pe data de 17. Le avem documentele. Sunt... Domnul director, am și înțeles, o rugăminte. Am înțeles. Deci de acum noi cu dumneavoastră trebuie să lucrăm doar înscris. Vă ascult. Mă scuzați, au fost mai multe solicitări trimise înscris. Nu au fost doar verbal. Au fost trimise pe mail către dumneavoastră sau către direcție. Deci tot ce am primit sunt și pot fi verificate. Dacă domnul viceprimar așa înțelege că este transparența, putem lucra în continuare așa. Ok, deci ne spuneți că trebuie să venim noi cu firme. Așa ați făcut dumneavoastră? Și
zic să trecem un pic peste subiectul respectiv. Eu am o rugăminte la dumneavoastră, în calitate de director la ADP, pentru viitoarele concursuri care vor fi făcute de către instituție. Unu, în momentul în care să pun cerințele, să țineți cont că sunt oameni care nu au masterat după legea nouă, e după legea veche, care au facultățile făcute cum se făceau, cum era până în 89, iar ei sunt defavorizați și nu pot participa până în condițiile care au fost puse acolo. Stați să termin ce am de spus și vă las să continuați, vă rog eu mult. Dar legea spune că cei ce au absolvit cu examen de stat, caz generația noastră, nu au nevoie de masterat. Bine ar fi să se... Asta e prevedere legală. Deci cei care au absolvit 5 ani, nu în sistem Bologna sau în sistem de 4 ani, nu au nevoie de masterat. Okay. E clară legea. Și doi la mână, aș vrea tot așa, în momentul în care se face concursul, să se dea și tematica, nu numai bibliografia. Pentru că a fost publicată numai bibliografia, tematica nu a fost dată. Deci un concurs... Da. Este concurs și se dă o bibliografie, tematică... Sigur, dar să dă și o tematică. Interesați-vă și o să vedeți. Normal trebuie să pune și o tematică. Păi din bibliografia respectivă se studiază capitolele de la 5 la 7, de la 10 la 11. Nu pot să comand un tonă de materiale și să spun vă dau din aia. Nu-i normal. La un post de conducere, deci cazul care a fost la noi... Și credeți-mă, n-am nimic cu dumneavoastră. Am spus-o pentru a fi cât mai transparent și cât mai frumos pe viitor, să nu mai existe probleme. Vă rog să mă credeți că nu fac altceva decât în cadrul legal. Am și eu o responsabilitate și eu răspund pentru organizarea concursului. Vă cred. Ok, vă mulțumesc mult de tot. Numai bine. Cu multă plăcere. Domnul Alexandru mai vrea să spună ceva. Aveam două lucruri de... dar profit de prezența domnilor directori de la ADP și sper să nu mă înțeleagă greșit. Am discutat ultima oară, domnul Ceabă, v-am trimis chiar astăzi un e-mail, am fost la Consiliul de Administrație ieri la Ferdinand și problema este încă nerezolvată. Știam că în decembrie ați primit o decizie administrativă din partea primăriei prin care de desfințare a faimoasei ghene, aceea care era dincolo de gardul liceului, vorbesc de școala Ferdinand, da? De aceea faimoasă ghenă, unde sunt... A avut loc o întâlnire la care am participat numai noi, nu a fost nimeni prezent în partea... Pe 5 ianuarie, cunosc. Da? Pe 5 ianuarie a făcut o adresă și de atunci nu s-a întâmplat nimic. Așa cum am și prevăzut în luna decembrie, a venit luna martie, copiii vor intra din nou în curtea școlii să facă orele de biologie în mijlocul șobolanului. Și repet, e o investiție de câteva mii de euro a primăriei. Nu e vorba de investiție, e vorba de locație. Deci domnii de la școală, respectiv școala, nu dorește amplasarea ghenei pe acel spațiu. Vor să-l mutăm vis-a-vis. Ați găsit o soluție, că ați primit și o dispoziție în acest sens de la primărie. Am primit o dispoziție, v-am și răspuns la momentul de atunci că urmează să organizăm o întâlnire cu Asociația de Proprietari, cu domnul director Drug, absolut responsabil. Dacă îmi permite să vă citesc, ați primit o dispoziție de desfințare pe cale administrativă emisă de primarul sectorului 2, 3371 din 20-12, unde la articolul 2 se menționează clar pentru lucrările de desfințare urmează a fi puse în executare de administrația domeniului public sector 2, sub coordonarea poliției locale. Și noastră de atunci ați organizat decât o adresă pe 5 ianuarie... Perfect, și unde pun locatarii gunoiul? Soluția, ați găsit soluția? V-am întrebat. Păi, soluția o găsesc eu. Eu pot să găsesc mâine acea locație. Dar locatarii unde pun gunoiul? Deci nu e nicio altă soluție. N-ați găsit, ne-am nu aveți întâlnit soluție. De trei ori. Doar două părți au venit. Atât. Da? Am venit școala, am venit noi și de la domnul Drug a venit. Școala mi-a spus ieri că am fost la Consiliul de Administrație. A fost o singură întâlnire pe 5 ianuarie unde cei de la asociație n-au venit. Asta a fost singura... Care bun, și ce pot eu să fac în situația asta? Hai să judecăm logic. Eu v-am întrebat, nu mă înțelegeți greșit, ați găsit o soluție? O să o găsim, dar cu condiția să participe toți factorii implicați. Altfel eu nu am altă posibilitate, am alte pârghii. Da? Deci pe mine mă interesează să accepte o locație unde să pun fie containere, unde ori să se reloce dâns și spațiul acela de depozitat gunoiul. Nu asta ați fost acolo? E, nu odată. Mă. Cunosc situația, știu despre ce e vorba, m-ar ajuta foarte mult dacă școala ar accepta să reabilităm acel tomberon.
acea zonă de ghene, de fapt, nu-i tomberon, acea locație, da? Să o betonăm, să o aranjăm în așa fel încât să nu mai aibă spații pe unde să pătrundă șobolanii și să nu mai fie, știu, în starea care este actualmente. Da. Și să aibă grijă, bineînțeles, locatarii de ea. Deci, dacă îi bag la mijloc, acum iar să înțeleg. Eu v-am trimis o poză astăzi și poate e posibil ca locația să fie mutată. Se pare că poate fi mutată. Vă spun că ne-ți specialist, am fost acolo și departe poate fi mutată acea ghenă. Ne îndoiesc că poate fi mutată, dar unde? Ok. Unde? Dacă dumneavoastră... Vă invit la comisie, la comisia de educație și discutăm mergem împreună. Mergem împreună și chiar stabilim, vă rog, când doriți dumneavoastră, mergem împreună. Când vreți dumneavoastră, mergem împreună. De acord? Bun. Vă și mulțumesc. Mâine, dacă doriți, ne întâlnim și mergem. Vă mulțumesc. Plăcere. Acestea fiind spuse, dacă nimeni nu mai are... Cătălin. Da. Scuze că... Scuze. Eu termin cu doamna Gela, termin repede. Am o adresă pentru doamna Duinea, vreau să predau și aștept răspunsul la următoarea ședință ordinară conform legii. E adresa numărul, cu număr de înregistrare 87870 din 29-12, în care n-am primit răspuns. Și o să vă predau și aștept răspuns la noastră la următoarea ședință ordinară. Și am o întrebare pentru doamna Niță. Doamna Niță, am depus două proiecte și aș vrea să știu când vor intra ultimele două proiecte depuse, cel cu bibliobasul și cel cu pentru practica pentru studenți. Legat de cel cu practica pentru studenți, proiectele au fost date în studiu la compartimentele de resort, în speță la Direcția Resurse Umane, care v-a formulat și răspuns. Am și răspuns și am rugat să continui. Din care a rezultat că nu este necesar un proiect de hotărâre, existând o hotărâre de guvern care reglementează în mod clar problematica expusă de dumneavoastră prin proiect. În acest sens, v-a prezentat faptul că există o serie de convenții încheiate cu anumite universități și că oricare dintre universitate, pe baza unui solicitări de protocol, o depune și conform legii se aprobă. Deci nu este nevoie de o suprareglementare la nivel local, pentru că nu este în atribuția, până la urmă, a Consiliului Local această procedură, așa cum este ea definită și reglementată. Legat de celălalt proiect, el a fost dat în studiu la alte compartimente de resort, de la care așteptăm în continuare un punct de vedere, fiind în discuție și pusă și competența de promovare a unui astfel de proiect, dat fiindcă instituția beneficiară este un serviciu din subordinea Consiliului General al Municipiului București. Se analizează și în momentul în care se va expune, am luat act și de problema ce a fost mai înainte discutată, că inițiatorul va fi invitat și în cazul unei reglementări, să zicem, nefavorabile prin proiectul de specialitate, să se analizeze și să ia act de poziția aceasta. Pentru că, repet, orice proiect de hotărâre va putea fi analizat în cadrul Consiliului Local numai dacă este însoțit de un raport de specialitate din cadrul compartimentului de resort. Dar, deci dacă nu am raport de specialitate, nu pot promova proiectul de hotărâre. Dar dacă trec 30 de zile, de la noastră am învățat, dacă trec 30 de zile, el poate să intre pe următoarea ședință fără raport. Da, este adevărat. E posibil să fie întocmit la momentul în care intră pe ordinea de zi cu un raport nefavorabil. Poate să existe acel raport. În regulă, mulțumim. Și la adresa pe care am primit-o de la eu am răspuns la Resurse Umane, am rugat să se continue procesul legislativ și am rugat să punem la dispoziție acele cum a spus dumneavoastră, n-am descoperit decât la urbanism. Convenții? Acele convenții, da. O să vi le pun la dispoziție, bănuiesc. Uitați, la urbanism nu se pot pune certificat de urbanism. Dacă erau studenți, avea cine să scaneze, să le pună. Acum să se menționeze și în procesul verbal. Deci documentațiile de urbanism și proiectele de hotărâre au fost afișate pe site în condițiile legii existând. Raport de specialitate, raport de informare, plan de reglementare. Când au fost? Avizele arhitectului șef au fost prezentate la comisiile de urbanism. Deci nu cred că nu se puteau verifica și analiza aceste documentații. Nu au fost puse. Doamna președinte. Bănuiesc că dacă ar fi existat probleme speciale. Da. Bine, doamna Lăzăroiu, dacă vrea să adăugați dumneavoastră ceva. Aș vrea să ridic și o problemă poliției locale și ADP-ului sector 2.
Probabil că o și cunosc. Vorbim de strada Episcop Radu, numărul 2637. Acolo avem o problemă veche, antică și de demult. Sunt intrați niște indivizi abuziv și la numărul 26 și la 37, iar locuitorii din zonă au mari probleme cu gunoaiele pe care le pun în mijlocul străzii. Șobolan, gunoaie, deversează toate mizeriile pe care le fac. Ce soluție găsim din partea ADP-ului și a poliției locale pentru evacuarea acestor indivizi? Dacă avem poliție locală... Și igienizarea zonei, cum facem? Nu cer, cer un răspuns acum, Cristi. Toată lumea primește răspunsul. Vreau și un răspuns la o problemă. Na, până știi cum e cu răspunsul ăsta, la 30 de zile îi mănâncă șobolanii pe aia. Pe deci bune. Chiar în timpul ședinței m-au sunat, oamenii erau în stradă, sunt gunoaie, mizerie, vorbind de strada Episcop Bradu. Putem merge să salubrizăm acolo? Da, poliția locală se poate merge. Nu, măcar să facă curățenie. Deci unul, concursul poliției locale. Știu, dar durează până atunci. Să poate merge dâns și ne acordă, dacă vreți, sprijin și noi asigurăm forța necesară de făcut curat. Deci eu dar Supercomul nu s-a ocupat? În general, la locații punctuale a mers ADP-ul, doamne. Deci nu e o problemă deci pentru ADP. Chiar nu contează dacă deci există soluții. Fără poliție nu mă pot duce acolo. Important este... Bun, vă dau numărul de telefon al persoanei care locuiește în zonă și vă rog mult de tot. Dați numărul meu de telefon. Nu, vă dau vorbiți, dumneavoastră. Dar nu. Dați-le. Termine doamna Lăzăroiu cu domnul director și închidem, gata. Și cu domnul Dobrilă. Acționăm. O încheiem imediat. Știu, asta e, ne-am asumat asta, dragi colegi. La modul cel mai sincer, dacă nu mai este nimic de spus, mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc domnilor directori și doamnelor și stimată audiență, declar ședința închisă. Nu, am rugămintea. Vreau să le mulțumesc celor de la Falun Gong pentru publicația dată sectorului. Cu rugămintea, până să plecăm cu toții, trebuie predate la doamna secretar toate, absolut toate motivările pe pudurile care le-am aprobat astăzi. Vă rog frumos. Da? Mulțumesc, numai bine. USR nu le-am primit, vă rog frumos să ne le dați și nouă motivările, da? De la reprezentanții USR.